cât costă un psihoterapeut în București. Bine că acest videoclip, ăsta e Mindful, sunt Andrei, iar tot canalul este despre psiho. Eu sunt masterat la psihologie în cadrul Universității din București, iar toate videoclipurile mele sunt research-uite. Adică informația din videoclip este căutată de mine în articole științifice, surse de încredere, pentru a-ți oferi ție o informație de calitate. Dacă nu cumva vrei să ratezi următoarele videoclipuri, te rog să te abonezi la canal, pe mine mă ajută absolut enorm de mult și cu toate astea nu vei rata următoarele videoclipuri. În videoclipul de astăzi vorbim despre cât costă un psihoterapeut în București. Psihoterapia, numită și terapie, este forma de tratament care vizează ameliorarea suferinței emoționale și a problemelor de sănătate mentală. Furnizat de oricare dintre variantele de profesioniști pregătiți, psihiatri, psihologi, asistenți sociali sau consilieri, implică examinarea și obținerea unei perspective asupra alegerilor și dificultăților de viață cu care se confruntă indivizii, cuplurile sau familiile. Sesiunile de terapie se referă la întâlniri structurate între un furnizor, adică psiholog / psihoterapeut autorizat, și un client cu scopul de a îmbunătăți un anumit aspect al vieții lor. Psihoterapia cuprinde mai multe tipuri de tratament. Este practicată de o serie de clinicieni folosind o varietate de strategii. Aspectul critic constă în client sau pacient care lucrează în colaborare cu terapeutul și poate identifica îmbunătățiri și schimbări pozitive în timp. Cele mai multe terapii utilizate pe scară largă au fost bine testate și considerate eficiente de comunitatea științifică. Deși la început poate fi dificil ca cineva să caute terapie, în special pentru cei care au venituri mici sau fără asigurare completă, beneficiile terapiei de succes schimbă literalmente viața. Despre cum funcționează terapia per se și care e parcursul ei și de ce are terapia succes, voi vorbi în alte videoclipuri. Acum vorbim doar de bani, aparent. Terapia este modalitatea prin care tu vii să-ți repari mașina, dar nu la service. Mașina a avut daune de-a lungul timpului. Ai cumpărat-o ca nouă și pe parcursul utilizării a întâmpinat diferite probleme. S-a mai spart o roată, ai mai schimbat-o tu. S-a mai ars un pec, poate l-ai schimbat tu. Poate a fost accident, deci ai schimbat mai multe piese. Ideea e că mașina e întreagă, funcționează bine, dar daunele respective se văd. Dacă te uiți la o mașină pe stradă care e puțin avariată sau poate nu are piesa ei originală, o să vezi cu siguranță. E, mașina este bagajul tău emoțional, viața ta, trăirile tale, evenimentele tale pe care le-ai trăit tu de când te-ai născut până în momentul prezent. Noi ca oameni trecem cu mașina prin gropi. Mașina trece prin gropi și noi ca oameni mai ne lovim din când în când de probleme. Cu toate astea trebuie să ne... Cu toate astea, la mașină te asiguri că totul merge strună ca să poată să funcționeze cât mai mult, să aibă o longevitate extraordinar de mare ca să poți să te bucuri de viață. Practic, cam asta ar trebui să faci și cu sănătatea ta mentală. Dacă nu vrei să luăm mașina, putem să luăm absolut ce vrei tu. De plante ai grijă, de casa ta ai grijă, de animale tale ai grijă, muzeele au grijă de exponatele lor, Zâna Măseluța are grijă de dinți, Moș Crăciun de cadouri. Ideea e următoarea. Există oarecare stigmă la nivelul populației, cel puțin în România, dar evident este la nivel global, faptul că terapia nu contează. Adică de ce aș veni să vorbesc cu cineva, chiar dacă este profesionist, specialist sau ce școală fi făcut, când pot să fac asta cu altcineva și nici nu-i dau bani? Concepția asta este absolut corectă. Stai, Andrei, cum adică e corect? Adică tu îți denigrezi propria ta profesie? Ce vrei să spui cu asta? Nu este normal, nu e... Păi, concepția asta este corectă, atâta timp cât nu a fost schimbată de nimeni. Atâta timp cât nimeni nu a încercat să schimbe puțin paradigma asta, să încerce să le arate oamenilor că, hei, vezi că există ceva bun în toată treaba asta. Lumea crede în continuare ce aude lumea. Ce crede lumea? De exemplu, înainte în România se fuma în puburi. Probabil pentru persoanele nefumătoare li se pare ceva absolut scandalos și imposibil de realizat. Cum să fumezi în interior? Evident că fumezi afară. Ei bine, nu se întâmpla asta înainte. Dar era o normalitate pe care o acceptam cu toții, deci nu ni se părea nimic greșit. Așa și aici. Dacă un om nu a auzit niciodată despre psihoterapie, nu va apela la ea pentru că nu știe beneficiile. De ce să mănânc brocoli dacă mie nu-mi place brocoli? De ce să mă vaccinez când nu mă ajută cu nimic vaccinul? Pentru că nu ai auzit niciodată despre asta. Și, din păcate, crezi ce a rămas. Cât costă un psihoterapeut în București? Am făcut research, ca de fiecare dată, am intrat pe mai multe site-uri, am dat și eu pe Google și am găsit o discrep
discrepanță oarecum. Prețul în România pe care l-am găsit eu pe un research destul de mic, probabil sunt și prețuri mai mari, nu vă gândiți că mai ieftine, sunt undeva între 150 de ron și 300 de ron. Să zic cam asta ar fi o medie. Din câte știu, sunt psihoterapeuți care cer per ședință mult mai mult de 300 de ron. Și când mă refer la ședință, mă refer la ședință individuală, adică nu terapie de cuplu sau terapie de familie. Să vorbim puțin despre preț. 1,5 milioane, 3 milioane pentru 50 de minute. E absolut normal să ai o rezistență în a da 3 milioane deodată pentru 50 de minute. Este de înțeles. Prețurile din București diferă. Prețul unei ședințe de psihoterapie constă în funcție de psihoterapeutul respectiv. De categoria nu vând gogoși și nu o să o fac. Cum funcționează punerea de preț a ședinței? Păi foarte simplu. Contează cât de multe valorifici tu ca terapeut. Dar aici există un plus și un minus. Un terapeut care cere 300 de ron este un terapeut care a muncit foarte mult să ajungă în punctul respectiv, care a băgat foarte mulți bani în el și dacă vrei să vezi cam câți bani bagă un student la psihologie / psiholog, ai aici, sus în dreapta sau în stânga, nu mai știu exact unde sunt. Niciodată n-am ținut minte. Un terapeut care a muncit pentru ce a vrut să facă cu viața lui va cere relativ mult, pentru că atât este valoarea sa, ceea ce e absolut ok. Dar există și partea cealaltă monede în care tu nu ești la fel de bun ca cel care a muncit pe bune și ceri același preț. Dar clienții nu prea pot să facă diferența între un terapeut bun și un terapeut prost. Alegerea terapeutului este un lucru extraordinar de important, dar cu toate astea vom vorbi în alt video. Prețul terapiei constă în cât de mult ai format tu. Cât de mulți bani ai băgat în tine, atât de mulți bani ai vrea să scoți. Pentru că terapia, ca orice alt lucru, este un business, este un job. Și omul respectiv, psihoterapeutul respectiv, trebuie să trăiască cu ceva în urma profesiei sale. Ideea e că unele prețuri sunt mai diferite. Adică hai să o luăm logic. Eu sunt clientul și vreau să merg la terapie. De ce aș plăti 300 de ron sau de ce aș plăti 150 de ron? Mentalitatea românească, totuși, este următoarea. Păi, evident că cel care are 300 de ron per ședință înseamnă că e mult mai bun, ok? Evident că are cel pune 150 de ron per ședință înseamnă că nu e atât de bun, adică de ce e discrepanța aia? Dar lăsând partea asta de umoristică la o parte, practic, ai mai multe cunoștințe, ești mult mai bun, ești mai pregătit, ești mai profesionist, automat cer mai mult. Vorbind cel mai serios, suntem oameni și avem probleme în viața noastră de zi cu zi. Probleme mai mici sau mai mari. Sunt oameni care fac față mai bine la problemele respective, oameni care nu fac față la fel de bine. Ideea e că dacă faci față la ele, bravo, dar dacă nu faci, la un moment dat te copleșesc problemele respective. E foarte simplu, când ai ceva propriul tău corp, simți că ceva e neregulă, automat te duci la medic. Pentru că e ideea iminentă de moarte. Ideea iminentă de sănătate mentală nu prea e și oarecum e logic. Pentru că, hai să fim sinceri, ce contează mai mult? Faptul că nu pot să respir și eu că s-o mor la o lună, două sau faptul că sunt depresiv, am probleme, nu am prieteni, mă cer cu prietenii, mă cer cu familia, mă cer cu copii, sunt stresat la job. Par multe, dar cu toate astea, omul nu are suficientă motivare de a spune eu vreau să le rezolv pe toate acestea. E mai bine să nu mor. Dramatic puțin cum am fost, cam așa stă treaba. Automat când ai ceva, la medic te duci imediat, pentru că nu vrei ca ceva să se agraveze. Însă, când vine vorba despre sănătatea ta emoțională și sănătatea ta mentală, și aici intervine prețul, pentru că ai spune, ok, merg la medic, dar voi fi ok. Tehnic vorbind, la medic mergi, plătești medicul și ulterior plătești și tratamentul respectiv. Pe o perioadă lungă de timp. Păi și care e diferența între terapie și a merge la medic? Cam aceeași din punct de vedere financiar. Sunt bani pe care îi investești în tine, în sănătatea ta. Doar că sănătatea ta mentală se vede pe o perioadă mai lungă de timp. La medic se vede aproximativ instant. Te-a durut stomacul? Iei o pastilă. Îți revii. La terapie, progresul este pe mai multe ședințe. Pe mai multe ședințe, tu automat te gândești câte ședințe, păi 12, păi ori 3 milioane ședința, cam mulți bani. V-ați gândit vreodată de ce trebuie să mergi la psiholog mai mult timp și nu puțin timp? Frate, nu întreba, ci de vii cât v-am poftit.
Dacă ți-a plăcut ce ai văzut până acum, uita să dai like, share și subscribe. Ăsta a fost Mindful, eu sunt Andrei și să ai o zi cât se poate de frumos. Pa, pa!